Astăzi, în jurul orei 12, un utilaj al firmei ce efectuează lucrări în zona sediului Inspectoratului de Jandarmi din Alba Iulia a spart o țeavă de gaz. Sucursala Alba Eon Gaz a deplasat la fața locului o echipă de intervenție pentru a remedia situația. Excavatoare, ciocane pneumatice, utilaje grele lucrează aprig la fața locului pentru a o schimba în bine. Deocamdată nu au reușit decât să fisureze o țeavă de distribuție a gazelor naturale. Deranjat evident de prezența reporterului Alba TV, unul din salariații firmei cu țeava spartă pe căciulă a introdus în nesemnificativ gafa. Nici meseriașii din echipa de intervenție a Eon Gaz nu au dat vreo relație despre ce s-a întâmplat și ce urmări sunt pentru populația din zonă. S-a lucrat în tăcere cu scurte indicații. Atâta, nu-i lucrurile mai mult. Să faci un pic stânga dreapta, un pic să pot omul, să faci și lateral. Am încercat să aflăm informații de la Aurel Florin Todericiu, coordonator Centru de Relații, la sucursala Alba a Eon Gaz. Ne-a răspuns robotul.